Thank to all of you. Bună seara tuturor. Thank you for coming on time for the training. Vă mulțumesc că ați ajuns la timp pentru această sesiune. And for those of you who come on time, you will have the extra blessing of getting to know one another. Și pentru cei care ajung înainte de timp, aveți binecuvântarea în plus de a vă cunoaște unii pe ceilalți. I'm going to ask the 10 of you, this row, this row and this row, the 10 of you to please come to the stage. Vă voi ruga pe cei de aici, primele trei rânduri, să vină în față, pe scenă. Yes, including Flavius Row and all the people in front, come. Inclusiv rândul lui Flavius, vă rog veniți în față. And whatever happens on stage, you are also going to be doing in your groups later. Ceea ce se întâmplă acum pe scenă se va veți face și în grupele mici. Okay. Mai târziu. The first thing I want to do is to form two rows of five people facing each other. Aș vrea să vă puneți în două rânduri de către cinci persoane care stați unii cu fața la alții. Okay. Now the rest of you. Okay. Right. No, come to the front. Față în față, deci. It's okay. You can stand in front of anybody. Right. The rest of you, I want you to do the same thing. Form two rows, either five or six people facing each other. Aș vrea ca și cei din sală să facă același lucru, câte 5 sau 6 persoane stând pe un rând și 5-6 persoane pe celălalt rând, unii cu fața la ceilalți. Okay. Some of you can come to the front, some can form in the aisles and so on. Puteți veni aici sau pe culoare sau în spate. Okay. Exactly the way you see the two rows on the stage. La fel cum vedeți cele două rânduri de pe scenă, deci față în față. Right. Okay. Just make sure there is somebody standing in front of you. Asigurați-vă că este cineva care stă exact în fața dumneavoastră. Okay. In this group, my recommendation is that two of you join this group here because this group is too small. Aș vrea ca doi de aici să vină în grupul acela pentru că grupul este prea mic. Join this group. Okay. The rest of you are fine. This is an odd number. Aici odd number. Avem nevoie de o persoană. Okay, there's another odd number there, brother. Mai avem aici o persoană în plus. Okay, join that group there, both of you. Join that group. Yeah, go join that group. Spate. Yeah. Okay. Uitați aici. One more? Yeah, one more there. Okay, any more odd numbers? Mai este cineva care nu are partener? Okay. Care nu stă față în față? Mai este aici un loc. Okay, good. Now. What you're going to do is you're going to discover each other's favorite things. Ceea ce veți face este să descoperiți lucrurile favorite ale celuilalt. For example, de exemplu, I may ask, please tell your friend in front of you your favorite color. Puteți pot să vă cer, spuneți celui din fața dumneavoastră culoarea favorită. And whatever your friend tells you, you must remember. Și orice vă spune prietenul, trebuie să vă amintiți. Okay, so let's start. Tell each other your favorite color. Haideți să începem. Spuneți-vă unii altora culoarea favorită. Okay. Yes, we need one more player there. That's right. Joining the team there. Okay. Now, everybody look to the stage. Acum, uitați-vă cu toții la scenă. This is how you change partners. Așa schimbăm partenerii. Okay. One of you will come out. Unul dintre voi va veni afară. And the rest will move to your right. Ceilalți se vor duce în dreapta. And now you have a new partner. Și acum aveți un partener nou. Everybody change partners. Schimbați cu toții partenerii, așa cum ați văzut. Are you ready for the next question? Sunteți gata pentru următoarea întrebare? Ready? Gata? How come there's 4 and 6 now? It should be 5 and 5. Aici 5 și 5 trebuie să fie. Yes, 5 and 5. Yep. Okay, next question. Okay, următoarea întrebare.
What is your favorite dish? Care este felul preferat de mâncare? What is your favorite dish? Tell your friend in front of you. Spuneți prietenului din față. Can you remember? Vă puteți aminti? Are you ready to change partners? Sunteți gata să schimbați partenerii? Okay, let's change partners again. Okay, hai să schimbăm iarăși partenerii la fel ca înainte. Change partners again. Cineva iese și trogul se mișcă spre dreapta. Ready for the next question. Gata pentru următoarea întrebare? Everybody ready? Gata. In the Bible. În Biblie. Who is your favorite character? Cine este personajul favorit? You cannot say Jesus. Nu puteți să spuneți Isus. Okay, any other character is fine. Who is your favorite Bible character? Orice altă persoană biblică. Tell your friend in front of you. Spuneți celui din față. Remember what your friends have shared with you. Amintiți-vă ce v-au spus prietenii. Are you ready? Sunteți gata? Change partners. Schimbați iarăși partenerii. Okay, change partners. Next question. Următoarea întrebare. What is your favorite Bible verse? Care este versetul din Biblie favorit? Tell your friends. Spuneți-le prietenilor. Your favorite Bible verse. Versetul favorit. One last question. O ultimă întrebare. Is everybody ready? Toată lumea gata? Okay, one last question. Change partners. O ultimă partners. Întrebare, schimbați iarăși partenerii. Change partners. Okay, ready? Okay, gata. If you could choose any place to visit for a holiday, where would you like to go? Dacă ați putea alege oriunde în lume să mergeți în vacanță, unde ați alege să mergeți? Where is your dream holiday? Care este vacanța de vis? Now, I want all of you to try to remember all the answers. Acum aș vrea ca cu toții să vă amintiți toate răspunsurile. And then turn around and face the team that is on stage. Și apoi să vă întoarceți cu fața spre echipa de pe scenă. Now, which of you think that you can remember all the five answers? Because if you remember all the five answers, your team gets a prize.
Acum, care dintre dumneavoastră crede că poate să-și amintească toate cele cinci răspunsurile? Pentru că dacă vă amintiți, câștigați premiul pentru echipă. Cine? Yes? Okay. Brother, come. Okay? Brother, you are to use the microphone and tell everybody each of their favorite things. Vei folosi microfonul să le spui lucrurile preferate de fiecare. Go ahead. Deci, albastru este culoarea lui preferată. Vasile este numele good, lui. Very good. Dorin are carnea ca și mâncare preferată. Good. Ion. Okay. Think about it. Nu mai știu ce întrebare era. Come to this one first. Stella, Dumnezeu este tria mea. Very good. Așa. The one? Și Ierusalim este destinația lui. Dar yes? Nu mai amintesc întrebarea. Good. Okay, this one. Întrebarea. Okay, this one. Moise. Nu, al nostru Moise. Al yes? Era Ion. Very good. Let's give him a hand. Okay, I hope you enjoy getting to know one another. Sper că v-a făcut plăcere să vă cunoașteți unii pe alții. You may all be seated. Puteți să luați locul cu toții. Yes, thank you. Mulțumim. Just in case you are wondering what is the prize they have received. În caz că vă întrebați ce premiu au primit. It's just a small token. Un mic suvenir. It's not chocolate. Nu este ciocolată. No. You have better chocolates than we have in Singapore. Aveți ciocolată mai bună decât noi în Singapore. This is a snack made from a fruit. Este o gustare făcută din fructe. And the fruit is found in China. Un fruct găsit în China. And it's a healthy snack. Și este o gustare sănătoasă. So enjoy. Așa că bucurați-vă de el. Let's give them a hand. Haideți să-i aplaudăm. Well, I hope you have gotten to know your friends a little bit more today. Sper că vă cunoașteți mai bine prietenii astăzi. And once more, thank you for coming on time for the training. Și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit la timp. Are you ready this evening? Sunteți gata pentru seara asta? We pray that God's word will come and impact our lives. Ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să vină cu putere în viața noastră. We are going to get into God's word a lot this evening. Ne vom aprofunda în cuvântul lui Dumnezeu destul de mult în după-amiaza asta. In fact, one of the activities today is to have a time alone with God in this place. De fapt, una din activitățile din seara asta este să avem un timp cu Dumnezeu singuri în locul acesta. But first of all, let's do a review of the things that we have covered yesterday. Înainte de toate, haideți să trecem în revistă ce am acoperit ieri. Can you remember the spiritual parenting plan without looking at your books and with no slide on the screen? Vă puteți aminti planul părintelui spiritual fără să vă uitați în cărți și fără să vă uitați pe slide. What are the five stages of the spiritual parenting plan? Care sunt cele cinci stadii ale planului spiritual? Can you remember? What's stage one? Care este stadiul 1? Very good. What's stage 2? Stadiul 2. What's stage 3? Asocierea. Okay. What's stage 4? Decizia. What's stage 5? Birth. Nurture. Okay, let's have the slide then. Target. Ținta. Where we focus our efforts on a few people in our lives. Atunci când ne focalizăm eforturile asupra câtorva persoane din viețile noastre. And the next thing we do is intercession. Următorul lucru pe care îl facem este mijlocirea. Where we go to God on behalf of these loved ones. Atunci când ne ducem la Dumnezeu pentru acești oameni. And the next stage is association. Următorul pas este asocierea. Where we come to these people on behalf of God. Atunci când venim la oamenii aceștia din partea lui Dumnezeu. And we build a relationship with them. Și construim o relație cu ei. We demonstrate God's
unconditional love. Le demonstrăm dragostea necondițională a lui Dumnezeu. Whether or not they become followers of Jesus, we demonstrate that love. Fie că ei sunt, devin sau nu urmașii lui Isus, noi le demonstrăm dragostea. And as God gives us opportunities, we also share the message of Jesus Christ. Și dacă Dumnezeu ne deschide oportunități, noi le împărtășim mesajul lui Isus Hristos. The association stage is usually a long stage. Stadiul de asociere este unul de lungă durată. Just like a pregnant woman waiting for 9 months before the baby arrives. Exact ca o femeie însărcinată care așteaptă 9 luni până se naște copilul. So we continue to associate. Așa că continuăm să ne asociem. We continue to intercede. Continuăm să mijlocim for our targeted oikos. Pentru apropiat, pentru cei apropiați nouă. And there comes a point where the Holy Spirit brings conviction into their hearts. Și vine un moment în care Duhul Sfânt ne aduce convingere, ne convinge de un anumit lucru în inimile noastre și ajungem la pasul 4. Where the individual makes a commitment to follow Jesus. Când acel individ ia o decizie de a-L urma pe Iisus Hristos. And Jesus says that the person is born again. Și Iisus spune că persoana aceea este născută din nou. Just like a baby is born into the physical world. La fel cum un copil este născut în lumea reală, fizică. A new life comes into a person. He is born again into the kingdom of God. Atunci când cineva este născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, o nouă viață apare. And he becomes a child of God. Și devine un copil al lui Dumnezeu. But that's not the end of the spiritual parenting plan. Dar nu aici se oprește planul părintelui spiritual. Because we do not leave a physical baby alone. Pentru că nu am lăsat un copil fizic de unul singur. It's just like when Robert was born 7-8 years ago. Ca atunci când Robert a fost născut acum 8 ani. I wouldn't imagine his parents leaving him alone outside. Nu mi-aș putea imagina că părinții lui l-ar lăsa singur pe stradă. So similarly, there is this stage, the fifth stage of spiritual parenting. În mod similar, există acești pași ai planului părintelui spiritual. Called nurture. Numit pasul al cincilea, numit îngrijire. The looking after, the helping a brand new Christian to grow in his faith. Atunci când ai grijă, te îngrijești și ajuți pe un creștin nou născut să crească. We will also cover this stage in the training on Saturday and Sunday. Vom acoperi acest pas într-un seminar sâmbătă și duminică. Remember these 5 stages. Amintiți-vă acești 5 pași. If we continue to follow these 5 stages, dacă continuăm să urmăm acești 5 stadii, with the help of God, cu ajutorul lui Dumnezeu, you will be effective, fruitful spiritual parent. Veți fi părinți spirituali eficienți care aduc multă roadă. Now this is one of the very important things that we covered last night. Aceasta este un lucru foarte important pe care l-am acoperit aseară. If any of you missed the session last night, ask your friends who were here to share with you a little bit more. Dacă cineva a lipsit la această sesiune, cereți unui prieten să vă spună mai multe. And then the other thing we covered was a spiritual parent's commitment. Un alt lucru pe care l-am acoperit a fost angajamentul părintelui spiritual. Can you remember what's the spiritual parent's commitment? Vă puteți aminti acest angajament? 1, 2, 3. Avea 3 pași. 1 Lord. Un Dumnezeu. 2 persons. 2 persoane. And a 3-part commitment. Și un angajament în 3 părți. What is a 3-part commitment? Care erau cele 3? Pray for. Mă rog. Win. Câștig. And nurture. Și mă îngrijesc. Okay, so it's as simple as 1, 2, 3. Deci este așa de simplu ca 1, 2, 3. But let's repeat this spiritual parenting commitment together. Haideți să repetăm acest angajament împreună. Ready? Sunteți gata? 1, 2, go! Având pe Iisus Hristos ca Domn absolut al vieții mele, mă angajez să mă rog, să câștig și să îngrijesc de cel puțin 2 persoane într-un an. It's something that is doable by all of us. Este ceva ce putem face cu toții. And like our pastor said last night. Așa cum a spus și pastorul azi noapte. If we have this happening for everybody in 21 years, everybody in the world will be saved. Dacă acest lucru s-ar întâmpla la toate persoanele, fiecare în 21 de ani, toată lumea de pe pământ ar fi salvată. I think he also added, then Jesus can come quickly. Și cred că ați adăugat, atunci Iisus ar putea veni mai repede. Hallelujah. Hallelujah. But this is something that all of us can partner with God. Dar în lucrarea aceasta cu toții putem fi parteneri cu Dumnezeu. Not 20 people in a year, not 200 people in a year. Nu 20 de persoane într-un an, nu 200 de persoane într-un an.
two persons in a year. Ci doar două persoane într-un an. Now you do what is within your control. Așa că facem ceea ce putem noi. The things that are beyond your control, we leave it to God. Ceea ce nu ține de noi, lăsăm în mâna lui Dumnezeu. So let's take a moment to memorize the spiritual parenting commitment. Așa că haideți să ne luăm câteva momente pentru a memora acest And then by tomorrow you can make this a personal commitment. Și apoi mâine puteți face acest angajament unul personal. As you begin to understand more and more of what it means. Pe măsură ce înțelegeți din ce în ce mai mult ce înseamnă. As you begin to learn the skills that are needed to help you to be effective. Pe măsură ce înțelegeți abilitățile necesare pentru a fi eficienți. As you begin to embrace the values that are associated with being a spiritual parent. Pe măsură ce înțelegeți valorile asociate unui părinte spiritual. Look at page 7. Uitați-vă la pagina 7 in your manual. În manual. We talk about what is a church. Vorbim despre ce este biserica. We say the church is God's apostolic community. Am spus că biserica este comunitatea apostolică a lui Dumnezeu. And the emphasis there is community. Și sublinierea acolo este pe comunitate. The church is not a building. Biserica nu este o clădire. The church is God's people. Biserica sunt oamenii lui Dumnezeu. Look at page 8. La pagina 8. God's people are chosen by God. Oamenii lui Dumnezeu sunt aleși de Dumnezeu. Before you even do anything for God, remember God loves you as much as he can. Înainte de a face orice pentru Dumnezeu, trebuie să vă amintiți că Dumnezeu vă iubește cât poate el de mult. Somebody asked Jesus, how much do you love me? Cineva a întrebat, Iisuse, cât mă iubești tu? In a dream Jesus appeared to him. Și într-un vis Iisus a apărut. And in a dream Jesus stretched out his hands and said this much. Și în vis Iisus a deschis mâinile și a zis atât. And the person saw a vision of Jesus dying on the cross. Și persoana aceea a văzut cum Iisus Hristos murea pe cruce. God loves you this much. Dumnezeu vă iubește atât de mult. Unconditionally God loves you. Dumnezeu vă iubește necondiționat. But God also gives you the privilege to partner with him. Dar Dumnezeu vă dă de asemenea privilegiul de a fi partener cu el. Not only are you chosen, nu numai că sunteți aleși, but you are sent out. Dar sunteți și trimiși. Sent out as agents of change. Trimiși ca emisari ai schimbării. To make a difference everywhere you go. Să faceți o schimbare oriunde mergeți. And then we covered chapter 9, page 9. Apoi am acoperit pagina 9. Primarily we talk about a priestly role. În primul rând am vorbit de rolul preoțesc. And in a priestly role we explain to all of us what does a priest do? Și am explicat în rolul acesta ce face un preot. The priest goes to God on behalf of men. Merge înaintea lui Dumnezeu din partea oamenilor. And the priest goes to men on behalf of God. Și merge înaintea oamenilor trimis de Dumnezeu. Where is the bearded guy? Bărbatul. Yeah. That was the priest yesterday. El a fost preotul. He may not look very much like a priest. Poate nu arată ca un preot. But he has the role of a priest. Dar el are rolul unui preot. Going to God. Se duce la Dumnezeu. On behalf of your loved ones. Mijlocind pentru oameni, pentru cei dragi. And going to your loved ones on behalf of God. Și te duci la cei apropiați din partea lui Dumnezeu. That's the role of a priest. Asta este rolul preotului. We give you another picture. Ca să vă dau o altă ilustrație. The picture of being ambassadors for Jesus Christ. Ilustrația de a fi ambasadori ai lui Iisus Hristos. Given the message of reconciliation. Dat fiind mesajul de împăcare. Given the ministry of reconciliation. Și slujirea aceasta de a împăca. And these are actual pictures in the Bible. Aceste imagini sunt chiar din Biblie. Where do we get a picture of a spiritual parent? Unde avem imaginea unui părinte spiritual? Actually, the picture came from 1 Thessalonians chapter 2. De fapt, imaginea a venit din 1 Tesaloniceni capitolul 2. When Paul described his relationship with the believers in Thessalonica. Și Pavel a descris relația cu credincioșii din Tesalonic. So before we continue the rest of the training today. Așa că înainte de a continua seminarul de astăzi, I want us to practice this habit of time alone with God. Aș vrea să practicăm acest obicei de a petrece timp singur cu Dumnezeu. Yesterday I said one of your assignments as participants is to have a regular, meaningful time alone with God. Ieri v-am spus că una din cerințe sau din temele dumneavoastră este să aveți un timp regulat cu Dumnezeu. And then to journal the things that God speaks to you. Și să treceți în jurnal lucrurile pe care Dumnezeu vi le-a vorbit. How many of you keep a journal of the things that God speaks to you? Câți dintre dumneavoastră țineți un jurnal cu lucrurile pe care vi le-a spus Dumnezeu? Could you put up your hands?
Vreți să ridicați mâna? Not bad. Nu e rău. Yeah, quite a few of you. Ok, destul de mulți. I have the habit of journaling. Eu am obiceiul acesta de a ține un jurnal. Not every day. Nu în fiecare zi. But in my book, in my computer, there are many, many records of the things that God speaks to me. Dar în cartea mea de pe calculator sunt multe lucruri pe care mi le-a spus Dumnezeu. And as I look back in my journal, I see how God has been leading me and helping me through all my life. Și atunci când mă uit înapoi în jurnalul meu, văd cum Dumnezeu m-a condus pe parcursul vieții mele. And my journal is also a blessing to others, even as I share the things that God has spoken to me. Și jurnalul meu este o binecuvântare chiar și pentru alții atunci când îl împărtășesc, când împărtășesc ce mi-a vorbit Dumnezeu. Now for this evening you will be making use of the bookmark that you were given. În seara aceasta veți utiliza semnul de carte. So everybody take out your bookmark. Așa că puteți să-l scoateți cel care l-ați primit. Okay? You go get yours also if you have. Yeah. Okay. Mm-hmm. Now, why is it that we are doing this practice in the seminar? De ce facem lucrul acesta în seminar? Because this is such an important spiritual discipline in our lives. Pentru că este o disciplină atât de importantă în viețile noastre. I said to you yesterday, v-am spus ieri, show me a person who has a regular meaningful time alone with God. Arătați-mi o persoană care are un timp regulat de însemnătate cu Dumnezeu. And I will show you a Christian who is growing in his relationship with God. Și vă voi arăta un creștin care crește în relația cu Dumnezeu. Show me a person who doesn't have regular meaningful time alone with God. Arătați-mi o persoană care nu are un timp de însemnătate regulat cu Dumnezeu. I will show you a Christian that has plateaued. Și vă voi arăta un creștin care a ajuns la un platou. Or may even be backsliding. Sau chiar dă înapoi. So this is such an important spiritual discipline for all of us. De ce este o disciplină spirituală atât de importantă pentru toți? Why is it that we want to show you a particular method? De ce vrem să vă arătăm acest lucru în particular? Not because this method is the best. Not because this method is the best in the world. Nu pentru că modul acesta este cel mai bun din lume. But because it is so simple, after we learn it together, we can transfer it to the people that we are nurturing. Ci pentru că după ce îl învățăm împreună, îl putem transfera și aplica altor oameni. So can you imagine in your local church? Așa că vă puteți imagina în biserica locală? All the believers. Toți credincioșii. Including all the new believers that God will give to you. Chiar și cei care, pe care Dumnezeu vi-a dat vouă, cei noi. Imagine all of them use a simple, meaningful method like this. Imaginați-vă că toți folosesc această metodă simplă. And it becomes a culture. Și devine un fel de cultură. It becomes a habit for everybody. Devine un obicei. And then you just, hey, how was your time alone with God? Și apoi puteți să vă întrebați, hey, cum a fost timpul tău singur cu Dumnezeu? Puteți spune unul altora. You can share one another in the small groups. Puteți spune unul altora în grupele mici. So can you imagine the blessing that comes into your local church even as this becomes a habit and a culture? Așa că vă imaginați binecuvântarea care este adusă de acest lucru în grupele mici și chiar în biserică atunci când lucrul acesta devine un obicei. It has become a habit, it has become a culture in Trinity Christian Center. A devenit un obicei, o cultură a bisericii Trinity. And my prayer is that it will also become a habit and a culture in your local church. Și mă rog ca acest obicei să devină o cultură și în biserica dumneavoastră locală. Now for today, așa if you astăzi, look at your bookmark, dacă vă uitați la semnul de carte, there are four specific steps in a time alone with God. Sunt patru pași specifici în timpul personal cu Dumnezeu. In English, we have used four words, all starting with the letter R. În engleză folosim trei cuvinte care încep cu cuvânt cu litera R. It doesn't have to be R in your language, okay? No problem. Nu trebuie să fie R în română. But there are four steps. Dar sunt patru pași. And we will be using these four steps this evening. Îi vom folosi pe aceștia în dimineața asta. Primul pas. Get ready. Pregătește-te. Ready yourself. Pregătește-te. Ready yourself is basically preparing yourself to be undistracted and to focus on God. Practic, pregătește-te să elimini toate lucrurile care te distrag și să te concentrezi pe Dumnezeu. The second step, al doilea pas, is to read and to reflect. Citește și reflectă. Read and reflect a portion of the scriptures. Citește și reflectă asupra unui paragraf din cuvânt. Could be a few verses, poate câteva versete. Could be a chapter, poate un capitol. Read until God speaks to you.
Citește până ce Dumnezeu îți vorbește. Reflect, meditate, think about what God may be saying to you. Reflectă, meditează asupra ceea ce îți vorbește Dumnezeu. And then the third step. Și apoi un pas și al treilea pas. When God speaks to us, we respond. Când Dumnezeu ne vorbește, noi răspundem. The third step is to respond to God. Al treilea pas este să răspunzi lui Dumnezeu. We respond by talking to God. Îi răspunzi vorbindu-i lui Dumnezeu. By thanksgiving. Prin mulțumire. By confession. Prin mărturisire. By worship. Prin laudă. By supplication. Prin whatever mijlocire. Whatever it is that God speaks to us. Orice ne vorbește Dumnezeu. And then last of all. Și apoi în cele din urmă. Record. Notează. To record what God has spoken to us. Notează-ți ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu. So we remember. Așa că ca să-ți aduci aminte. As we look back in our journal. Pe măsură ce ne uităm în jurnal. The additional blessing. Și vedem binecuvântările. Helps us to remember. Venite pe deasupra. And we can also share what God has spoken to us. Binecuvântările notate ne ajută să ne amintim și să împărtășim altora ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. Now imagine you are alone. Imaginați-vă că sunteți singuri. Could be in your house. Poate în casa dumneavoastră. Could be in a park just next to the Danube River. Poate în parcul de lângă faleză. Could be in your office before you start work. Poate la birou înainte de a începe munca. Imagine you're alone right now. Imaginați-vă că sunteți singuri acum. Okay? And we are going to pray. Okay, o să ne rugăm. And ask God to speak to us through his word. Și să-i cerem Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul său. Father, we come to you. Tată, venim înaintea ta. And as Doreen has asked us to pray, we ask that the power of God's word will come and speak to us. Și după cum ne-a rugat și Doreen să ne rugăm, venim înaintea ta și te rugăm ca să lași puterea ta să lucreze în noi. Venim cu inimile smerite, deschise înaintea ta, inimile și mințile noastre. Speak to us personally. Te rugăm să ne vorbești personal. Speak to us a specific word. Vorbește-ne specific nou. Speak to us so that we can immediately respond to you. Vorbește-ne în așa fel încât să putem răspunde imediat. In Jesus name. În numele lui Isus. Amen. Amen. Now, turn your Bibles to 1 Thessalonians chapter 2. Deschideți Bibliile la 1 Tesaloniceni capitolul 2. And for the first part of this activity, we're going to look at the Bible verses projected on the screen. Și pentru prima parte a acestei activități ne vom uita la versetele biblice de pe ecran. In the first round, we're going to read together these verses, read out loud. În primul rând vom citi versetele cu voce tare. 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 to verse 12. 1 Tesaloniceni capitolul 2 versetul 1 până la 12. Okay. Let's get the verses. Very good. Are you ready? Sunteți gata? Read out loud as if you were just concentrating on God's word. Citiți ca și cum v-ați concentra pe cuvântul lui Dumnezeu. One, two, go. Voi înșivă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filip, după cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vă vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Okay. Continue. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măguluitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostol al lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce își crește cu drag copiii, astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scump ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam, vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția în slava sa. Amin. Amen.
The Lord bless the reading of His word. Amin. Dumnezeu binecuvintează citirea cuvântului. Open your Bibles to the same verses. Acum deschideți cuvântul lui Dumnezeu la același versete. If you happen not to have brought your Bible, și dacă se întâmplă să nu aduceți, să nu fie adus Biblia cu dumneavoastră, I ask the technical team to put on the slides. Îi cer echipei de la stație să pună slide-urile. And every 15 seconds or so, change the slide. Și la fiecare 15 secunde vom schimba slide-urile. So you can read it from the screen. Ca să le puteți citi de pe ecran. But those of you who have your Bibles, dar dacă aveți Biblie, now read the verses once more. Mai citiți o dată versetele. And ask God to speak to you. Și cereți lui Dumnezeu să vă vorbească. We are now doing step 2. Acum facem pasul 2. Reading and reflecting. Citirea și reflectarea. Ask God to speak to us. Cereți lui Dumnezeu să ne vorbească. This morning in my time alone with God, astăzi, în timpul meu personal cu Dumnezeu, I look at these verses, m-am uitat la versetele acestea, and God spoke to me personally. Și Dumnezeu mi-a vorbit în mod personal. Ask God to speak to you personally. Cereți lui Dumnezeu să vă vorbească personal. God spoke to me and gave me a specific word. Dumnezeu mi-a vorbit mie și mi-a dat un cuvânt specific. Ask God to give you a specific word. Cereți lui Dumnezeu să vă dea un cuvânt specific pentru dumneavoastră. God gave me something to immediately apply. Dumnezeu mi-a dat ceva ce pot aplica imediat. Ask God to give you something that you can immediately